Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Când vorbim de euro, ați văzut cazul medicului de la Timișoara, arestat. Ieri l-au arestat, l-au reținut alaltăieri, sub acuzația de luare de mită. Luase 300 de lei. 300 de lei? Da, 300 de lei. Știrea e peste tot. Eu mă bucur că, în sfârșit, procurorii anticorupție au trecut la treabă, că aveam senzația că nu mai există procurorii. Au trecut la corupția mari. Da. Deci, ei, după ce a plecat doamna Chioveși și au revenit un pic, și-au dat seama că nu mai e corupție și asta e. Nu, n-am mai avut miniștri, foști miniștri, parlamentari, s-a terminat cu corupția. Acum sunt ăștia. De 300 de lei și paga. Nu zic să nu fie luați pe sus, adică, na. Dar, uite, hai să purtăm o discuție despre asta. Deci, pornind de la cazul acestui doctor, care este acuzat nu doar de 300 de lei, l-a urmărit două luni. Deci, două luni și sunt documentate 25 de cazuri. Acum, acuzația este de luare de mită. Fiți atenți, deci spune așa. Medicul este acuzat de luare de mită în formă continuată, 25 de luări de mită, pentru că a fost supravegheat două luni, și aș vrea să citez acum din comunicatul parchetului. Citez. În fapt, s-a reținut că în perioada martie-mai 2022, în calitate de medic primar chirurg la unitate spitalicească din Timișoara, inculpatul ar fi primit, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, de la mai mulți pacienți sau aparținători ai acestora, diferite sume de bani, lei sau euro, cuprinse între 1000 și 2000 de lei, pentru efectuarea unor acte medicale care trebuiau realizate cu titlu gratuit. Bun, asta este acuzația. Vom vedea ce spun judecătorii. Nu-l judecăm noi pe el. Aș vrea să discutăm împreună azi, prieteni, dimineața asta, o idee sau o semnificație. Ce este, de fapt, și paga la medic? Pentru că din comunicat se poate înțelege, eu nu sunt jurist acum, dar poți să înțelegi că a primit bani pentru ceva ce trebuia să facă gratis, dar eu nu înțeleg că a condiționat. Și din punctul meu de vedere, și recunosc că poate, nu știu, greșesc aici și de asta aș vrea să vă aud și pe voi, 0372069599. Ce este șpagă la medic, infracțiune și trebuie pedepsită fără milă, fără milă, repet, este condiționarea actului medical. Deci când doctorul respectiv îți spune, dacă nu mă plătești, nu-ți fac, sau nu te operez decât dacă îmi dai bani, în condițiile în care el are salariu și salarii mari, aia este o chestie îngrozitor de scârboasă, pentru că pacientul este întotdeauna vulnerabil în relația cu medicul, depinde de el și e în stare, cum să spun, aproape de orice ca să scape de durere, de suferință pentru el sau pentru cei apropiați. Deci este de o imoralitate cumplită. Un medic care condiționează actul medical de avantaje materiale, de plata a ceva, nu știu, din partea pacientului sau aparținătorilor, ăsta este un personaj care trebuie pedepsit fără milă. Dar pe de altă parte, dacă tu oferi tu ceva, eventual după ce s-a terminat intervenția sau tratamentul medical, pentru că te-ai simțit, cum să spun, ești recunoscător față de omul care poate ți-a salvat viața. Sigur că e meseria lui. Bă, da, ți-a salvat viața. Adică, da, asta este treaba lui. Sau te-a scăpat de, te-a scutit de suferință. Bă, aia mai ești pagă? Asta este întrebarea mea. Și întreb, ce este? Ne referim doar la bani? La obiecte? La cadouri? Eu o să recunosc acum, după ce eu am avut o operație. Știți, hernie de disc, am vorbit despre asta de numeroase ori. După ce am făcut operația, am ajuns acasă la vreo două săptămâni după aceea, când mi-am zis că totul e ok, nu știu ce, mi-am revenit. Am trimis prin curier, am trimis la medic, la anestezistă și la asistent, am trimis ciocolată și flori. Și o sticlă de vin pentru domnul doctor. Le-am trimis prin curier, pur și simplu. Cam puțin, domnul. Da, mă rog, asta e. Băi, se consideră și pe oamenii s-au purtat ok cu mine. Sigur că era meseria lor. Evident că mă așteptam să se poarte ok, adică nu m-am dus acolo să fiu masacrat. Dar m-am simțit safe, sigur. M-am simțit bine în sensul că oamenii au avut grijă de mine și s-au purtat frumos cu mine. Nu cred că pentru că eram eu Vlad Petreanu. Am văzut că se purtau frumos și cu ceilalți din saloanele respective. Și am zis, băi, eu vreau să le dau flori și ciocolată. Asta e șpagă, vă întreb? E asta. 0372069599. Nu le-am trimis bani. Mi s-ar fi părut umilitor și pentru ei și pentru mine. Și n-am dat șpagă la medic. De fapt, n-am dat șpagă niciodată. Poate la frizer, dar nu mă mai duc acum, da, și da, Ione mi-a atrage atenția, eu te tund, dar unde... Și ăla e tot cadou. Să asimilezi un dar cu șpaga mi se pare total nedrept. Și, da. Și la noi în societate se vorbește de avalma, de fenomenul ăsta, de șpagă la doctor. Tata e medic și lucrează în privat acum și el și în privat.
primește de la pacienți care vin și își plătesc consultațiile, nu? Și după aceea, în semn de recunoștință, câteodată îi mai oferă câte o sticlă de băutură sau... Dar are pacienți care aduc de 20 de ani, le-a salvat viața la un moment dat. Băi, și are câțiva de 20, o doamnă de vreo 30 de ani. În fiecare an, de Paște trimit miel, ouă, nu știu ce... Da, ești un grăsuț. Da. Bun, haideți să vedem. Care e părerea voastră? Că asta ne-ar interesa. 0372069599. Și dacă vreți și mesaj audio pe WhatsApp, pe numărul nostru de WhatsApp, 0728 3132, să le dați mai scurt, așa ca să putem să și difuzăm. Ce se consideră șpagă la medic? Doar condiționare sau orice ban se dă, orice cadou? Pe de altă parte, scuză-mă, dacă eu aș fi medic, nu sunt, n-am avut capacitatea să devin medic. Recunosc, adică sunt, e o profesie pe care eu o respect foarte mult. Dar cred că dacă ar veni cineva în cabinet și mi-ar da un plic sau bani, în semn de recunoștință, m-aș simți jignit. Aș spune, bă, nu-mi da bani. Pleacă de aici. Bă, dacă mi-ar aduce o sticlă de vin sau ciocolată sau ceva de genul ăsta, ce poți să-i faci? Da, da, da. S-a creat și o cutumă în atâția ani. Mă, dacă vine cineva, știu că Zav vrea să închidem ca să luăm telefoane, ca sunteți să mulți, și vorbim da. Și cu lumea. Și vorbim. Stai o secundă, numai atâta zic. Bă, dacă vine cineva și ne dă 1000 de lei aici, să zicem, că suntem simpatici, știi, ai, domne, și... Nu te simți jignit? Eu mă simt jignit. Ce faci, doamne, cu banii? Pleacă de aici. Te jignit, da. Dar dacă îți trimite un borcanelă de tarhon, cum a trimis doamna Daniela din Deva, mulțumim, Daniela, da. Să facem ciorbiță cu afumătură cu borcanelele de tarhon. Ce este șpaga la medic? Despre asta vorbim. Este doar condiționarea actului medical sau orice bani e dat oricum, chiar și sub formă de recunoștință sau orice fel de cadou, putem face, putem avea și abordarea asta, având în vedere, cum să spun, antecedentele noastre și problemele acestei societăți cu corupția, poate că nimic, nimic nu este admisibil. Adică numai, știi, să tăiem orice fel de tentație, pentru că începi cu un cadou, o floricică, și uite, ajungi, ajungi la de plic parte. Și de la plic ajungi la condiționare. Hai să începem cu un mesaj, uite. Bună dimineața, băieți! Tatăl meu a fost operat de cancer la gât, la coardele vocale, iar acolo în salon cu el mai erau alți pacienți operați, între care doi erau, aveau operații pe creier, iar unul dintre ei era un ăsta mai cu bani, mai cu stare. E, ăla, la o săptămână, două săptămâni și ceva, a plecat acasă pe picioarele lui, iar ăsta la altul mai amărăștean așa, tot avea probleme, că zicea că supurează, că zicea că trebuie iar curățat, iar nu știu ce, ce are, ce nu știu. E, acum vă las pe voi să decideți care a fost treaba. Ăla cu bani a plecat mai repede acasă, iar ăsta neavând bani, poate fi și o speculație aici. Că... Da, nu, am înțeles insinuarea. Bun, nu putem să decidem noi și în principiu nu cred că poate să decide cineva care nu se pricepe la medicină. Medicina nu e matematică. Chirurgia nu e matematică. Oamenii sunt diferiți, afecțiunile sunt diferite. Nu există un singur tip de cancer, există nenumărate tipuri de cancer. Deci nu știm ce se întâmplă acolo, dar sincer nu cred că un medic... Eu nu cred. Nu cred acest lucru. Că un medic chirurg operează bine sau prost în funcție de șpaga pe care o ia. Nici eu nu cred așa. Nu cred. Și dacă există personaje care fac asta, atunci chiar merită să intre în pușcărie pentru mulți, mulți ani. Ok, ce am mai auzit că se întâmplă, se întâmplă, de exemplu, să fie medici chirurgi care sunt specializați într-o anumită intervenție chirurgicală și pacienți disperați că au aparținători în stare foarte gravă, da? Intervin pentru a prioritiza operația apropiatului, știi? Și atunci, din disperare, se duc prin spital, cum fac să mă opereze, să-l opereze pe tata, doctorul Cutare? Păi are loc de-abia peste două luni. Și da, da, nu mai am timp. Cum fac? Și atunci apar că așa se întâmplă. De cele mai multe ori nu pretinde doctorul direct, nu vine să spună, domne, dacă vrei să te operezi, dă-mi ația bani. Și doctorul ia bani ca să opereze pe cineva mai devreme sau cum? Aparent, în unele situații se întâmplă. Adică am auzit de situații, da, nu de cred genul că e acceptabil. Așa. Florin e în direct cu noi. Bună dimineața! Salut, Florin! Bună dimineața! Salut, te ascultăm! Vorbim despre șpagă și ce înseamnă șpaga, nu? Deci, obținerea de poloase necuvenite. Asta înseamnă, de fapt, șpaga și depinde de fiecare medic în parte.
dacă primește sau nu primește. Depinde de noi dacă dăm sau nu dăm. Dar noi putem fi refuzați la un moment dat, chiar dacă vrem să dăm acea șpagă pentru un serviciu medical pe care de fapt îl plătim. Da? Medicii sunt plătiți de la bugetul de stat. Noi contribuim la bugetul de stat, da, și plătim salariul acelui medic. Uh-huh. Dând șpagă, mai plătim o dată serviciile medicale. Adică ce înseamnă șpagă? Bani? Șpagă înseamnă bani. Okay. Efectiv bani. Atât. Pentru? Relația personală a unui pacient cu medicul este altceva. Și se poate desfășura în afara unității medicale respective. Deci mă pot duce la el acasă să spun și să-i dau un buchet de flori sau o ciocolată. Asta e cu totul altceva. Dar șpaga, banii pentru a plăti un serviciu medical, asta înseamnă. Noi nu avem legi în România, legi bune. Nu știu dacă poate să-mi confirme cineva sau să-mi infirme în Spania sau în Italia. Un medic, dacă este prins cu șpagă, este dat afară din... cum se cheamă? Îi se întrerupe contractul cu orice fel de spital. Înțeleg. Da? Cred că și la noi, da, dacă se încadrează în limitele legale. Dar întrebarea este ok. Dacă te duci și duci un plic cu 500 de euro, uite așa că a fost așa. Ok. E în regulă sau nu e în regulă? Păi nu este în regulă. Nu e în regulă. Bun, am înțeles. Deci, bani nu. Hai să trecem mai departe. Viorel, bună dimineața. Salut, Viorel. Bună dimineața. Bună dimineața, te rog. Te ascultăm. La Târgu Mureș, fratele lui nevastă mi-a trebuit să se opereze de inimă. Pot să dau și numele la doctor? Nu, aș vrea să nu dăm nume de persoane, că nu avem cum să verificăm nimic din ceea ce spuneți în privința experiențelor personale. Este Dar vă ascultăm, nu ne dați nume, vă rog. După discuția cu medicul chirurg, care trebuia să-l opereze pe cumnatul meu, la sfârșit de tot, eu n-am întrebat de bani nimica, dar el s-a exprimat în următorul fel. Iar partea financiară, că sigur o să mă întrebați, vă spun eu, vă costă 2500 de euro operația, din care 500 o să-i dați înainte de operație și 2000 după operație la externare. Este... Și așa a fost și așa s-a rezolvat. Da, și prima reacție este să spui, acum, reacția mea a fost, păi sunai imediat la DNA. După care îți dai seama, bă, stai, că este vorba de... Tu trebuie să rezolvi problema. Da, trebuie să rezolvi problema cuiva, să salvezi pe cel pe care îl iubești. Ce faci? De asta zic, e îngrozitor. Dar măcar după? Măcar după? Ai sunat? Nici după, nu. Ok, acum ți-ai rezolvat problema. Te gândești, băi, dar hai să nu-i jecmănească pe alții. Hai să nu, că este... E inuman, mă, să spui, bă, salvezi viața, dar trebuie să-mi dai niște bani pentru asta, adică îmi dai mie. Da. Știu, dar... Pentru că dacă suni, atunci procurorii se sesizează și începe o urmărire. Și documentează cazurile și îl scot din sistem mai devreme sau mai târziu. Mulțumim, Viorel. Bună dimineața, Laura. Să rămână. Bună. Bună dimineața. Bună dimineața. M-au zis? Da. Este șpagă. Oricum ați lua-o, sub orice formă, dacă o numiți atenție sau nu, este șpagă. Vă pun întrebarea. Dacă la 2 săptămâni după operația noastră de hernie, i-ați fi dăruit medicului o sticlă de vin de 1000 de euro, ca așa ați considerat, și v-ar fi reapărut problemele de sănătate la 2 luni, problemele cu hernia, v-ați fi întors la același medic. Nu ar fi existat o doză mai mare de atenție vis-a-vis de problemele dumneavoastră? În situația asta, presupun că da, vă dați seama că n-a fost, adică a fost o sticlă de 1000 de euro. Despre asta vorbesc. Era o ciocolată și okay. Da, așa. Deci eu am pus o problemă ipotetică. Uh-huh. În care moment apare termenul de i-am acordat o atenție? Da? La 2 săptămâni, la 2 ore, la 2 luni, la 2 ani? Care este valoarea acelei atenții? Poate să fie o cutie de ciocolată, da? Dar e mama ciocolatelor. Mm-hmm. Mă înțelegeți? Da, noi înțeleg. Cred că există cel puțin în sistemul public, dar nu sunt, uite că nu sunt sigur acum, există o limită superioară a valorii unui cadou pe care cineva poate să-l primească fără să îl declare după aceea. Și sunt corporații noi, în care lucrurile astea trebuie declarate imediat. Noi, de fapt, simbolic. Condiționăm. Eu, dacă am, știu și eu, un atelier de reparat sandale, habar n-am, și vă trimit un coș cu bunătăți înainte de emisiune și reușim să stăm de vorbă și vă spun ce rău ne merge nouă reparatorilor de sandale. Poate ați fi tentat, la un moment dat,
să faceți o emisiune în care să spuneți, da, există și reparatorii de sandale. Deci noi, prin această atenție, condiționăm, efectiv. Oamenii sunt plătiți foarte bine în sistemul medical și sunt plătiți pe drept. Au învățat o viață, își dedică viața salvării oamenilor. Corect. Deci toleranță zero, din punctul dumneavoastră de toleranță vedere. Zero, toleranță zero. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc foarte mult pentru telefoane. După câte vedeți, e o problemă în care stă o grămadă de opinii, dar da, mai bine nimic decât să încurajăm ceva. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.